Ia să vedem, astea merg împreună? Oh, nu, nu-mi place deloc cum arată. Ok, poate am nevoie de mai mult mov ca să-mi scoată în evidență machiajul. Sau poate nu. Trebuie să încerc altceva. Ok, un hanorac roșu simplu. Arată complet diferit de un tricou cu model. E sportiv, inspirat de stilul hip-hop. Da, e perfect. Bun, acum trebuie să-mi termin de făcut rucsacul. Scumpa mea, sper că nu vrei să te duci la școală îmbrăcat așa. Ba da. Serios? Dar ești așa adorabilă. Ok, bine, tu cu ce-ai vrea să mă îmbrac? Ce zici de fusta asta, drăguță? Sau poate-ți place cea cu tul? În niciun caz. Serios? Cred că ești o cauză pierdută. Ce păcat. Credeam că nu mai pleacă odată. Trebuie să-mi iau și gustările. O să-mi facă ziua mai bună. Stai puțin. Noul șofer de autobuz nu ne dă voie cu gustării mașina lui. La naiba, ce fac în cazul ăsta? Poate-mi pot folosi buzunarul de la hanorac. În niciun caz. Sigur le-ar găsi acolo. Super, ce mă fac acum? Hei, stai puțin. Evident, fusta. Asta e soluția. Scumpa mea, fii atentă. Vreau să te mai gândești. Poate te îmbraci totuși cu una dintre fuste. Vai de mine, nu vine să cred, arăți minunat! Pa, să fii cu minte! Wow, uite cum e îmbrăcată! Și ai ceva de mâncare sau de băut la tine? Ok, totul pare în regulă, poți să urci! Hai, ce naiba, de ce ești îmbrăcat așa? Știu, știu, azi prioritar a fost mâncarea, nu moda! Nu mai râde, fii atentă la asta! Voilà! Wow, nu cred! Ești un fel de geniu! Poftim! Mă bucur mult că te-ai hotărât să porți fusta azi! Și eu! Dă-mi și mie niște bomboane! Și nu avea o ținută îngrozitoare în nou videoclip? Au! Vai de mine! Îmi pare rău, n-am vrut să fac asta! Nu-i bai, n-am pățit nimic! O să-mi deschid dulapul cu mai multă atenție pe viitor! Hai să vedem, am nevoie de manualul ăsta? Cutia cu bomboane? Mai am ceva înăuntru? Se pare că da! Ce bune sunt! Hei, vrei și tu una? Nu, mersi! Hei, stai! Nu! Nu le poți lua cu tine! Ai uitat de șoferul de autobuz? Nu ne lasă cu mâncare? Corect! Și face foarte urât! Vorbim mai târziu! Între timp o să-mi verific coafiura. Măcar îmi stă părul bine. A fost bine că mi-am tuns vârfurile. Hei, tu! Da, cu tine vorbesc! Ce naiba? Serios, vorbești cu mine? Evident! Uite, hai să vorbim despre bomboanele alea. Sunt foarte bune, dar nu știu ce să fac cu ele. E o situație problematică. Sigur poți face ceva? Ok, cred că m-am prins. Mulțumesc mult! Sunt genială! În regulă, trebuie să gândesc ușor diferit. Stai! Chiar am pățit asta? Ok, ăsta e rucsacul meu. M-ai speriat! Ce naiba ai pe față? Scuze! Stai, oprește-te puțin! Trebuie să mă asigur că nu aduci pe furiș mâncare în autobuz. Da, știu. Ăsta e rucsacul meu, îl puteți verifica. Aoleu, ce acne grav ai! Bine, hai, urcă în autobuz. Nasol! Ok, am urcat în autobuz. Acum spune-mi ce ai pățit la față. Ok, o să-ți spun un secret. Nu e ceea ce pare. E timpul pentru o gustare. Fii atentă. Ce grețos. Stai liniștită. Hai să-ți spun un secret. Sunt bomboanele mele. Nu cred. Ce idee bună. Știu, sunt mândră de mine. Poftim. Nu, mersi, păstrează-le tu. Mi-a trecut. Iar am uitat să iau prânzul? Noroc că am o rezervă secretă. Să iau? Ultima dată am intrat în bucluc. Aoleu! Da, ești concediată. Nici nu te-ai îmbrăcat încă? Nu poate vedea punga, nu? Ce? E acum ori niciodată. Microfonul meu! O să-l îndes aici! E problematic, dar cred că am reușit! Cu capacul nici nu se văd! Wow! Vă iubesc pe toți așa mult!
Oh, e timpul pentru o gustărică vicleană! Doar de una am nevoie! Să revin la cântecul meu! Stai pe loc! Mâncarea și băutura sunt interzise! Nu le poți lua pe astea? Ba da! Am zis nu! O să le mănânc pe toate acum! Vezi? Le mănânc pe toate! Oh, nu! E un fel de a face-o! Nu pot să le mănânc pe toate aici! Sau... Cine e aia? Cred că-i vedeta aia pop faimoasă! O știi, nu? Care treaba, frate? Nu știu. E regina pop! Trebuie să o lași să intre? Ah, da? Stai așa! Vezi? Ea e! Cred că văd asemănarea. Ce mai faci? Chiar ești Billy! Scuze că te-am lăsat să aștepți! E ok! Ce prost! Nu pot să cred că a mers! O să petrec toată noaptea, frate! Nu mai am nevoie de ăștia! Și acum cea mai tare gustare! Pufuleți cu brânză! Așa sărați! Trebuie să o fac mai des! Nu e chiar așa rău! Îmi place! Și primesc și bacșiș! Îmi place foarte mult! Hei, cum merge treaba? Nu e rău deloc! Uite! Wow! Ce de bani! Eu am primit doar un dolar! Oare ce n-am făcut bine? Asta e, trebuie să mă reapuc de muncă. Wow, ce local elegant! Am o idee! O să fac niște modificări în meniu. Ce faci acolo? Nu mai contează, ia să-mi număr banii. Bună seara, domnule! Mulțumesc! Wow, meniu special! Un dolar? Wow, vreau meniul special! Eram sigură! Mă sărut o fată! Wow, trebuie să-i spun mamei! Și primesc și bani pentru asta! Cum adică? În meniu scrie că un sărut costă un dolar! Nu! Înseamnă că eu trebuie să fiu plătită? Nu mă așteptam la asta! Tot bacșișul meu! Poftim! Pa, pa! O să mai vin pe aici! Nu vine să cred! Ce amuzant a fost! L-ai plătit tu pe el pentru un sărut! Ia de aici, îi meriți! Oh, nu, nu e nevoie! Ah, ce foame mi-e! Aș mânca un cal! Ah. Scuze de întârziere! Trebuie să-ți povestesc ceva! Hei, aici! Hei! Două porții de paste, poftă bună! În sfârșit pot mânca! Deci eram în mașină și... Cum respir mâncând așa? Poftim? Scuze, hai să mâncăm atunci! Trebuie să răspund! Stai puțin, ok? Pa! Ce e? Hei, vezi că ai ceva pe față! Am niște sos, nu-i așa? Acum m-am curățat! Mersi de avertizare! Data viitoare folosește o furculiță și o lingură! Ia pastele cu furculița și învârte-le așa în lingură! Fără mizerie! Ai înțeles? Genial! Ok, acum mă pot întoarce! Pa! Pa! Îmi cer scuze! Așa, unde rămăsesem? Ah, da, la spaghete! Ce impresionant! Și acum nu mă mai umplu de sos în jurul gurii? Wow, trebuie să încerc și eu!
Ce zi! E timpul să mă relaxez. Și chestia aia de pe nasul meu? E un coș! Poftim? E imens! Salutare! Pare un loc bun de stat. Cred că o să mă fac comod. Of, degeaba am spume de curățare scumpe. Ah, știu! O să-l acopăr cu niște machiaj. Termină! Am alergii! Apciu! Termină! Oh, a fost inutilă pudra. Corectorul meu ar trebui să meargă. Sunt fermecător. Dar nu e culoarea mea. Oh, serios? Gata, trebuie să iau niște măsuri drastice. Hei, nu o face! Hai să discutăm despre asta. Îmi pare rău, prieteni. Nu. Nu plec nicăieri. Ah, e atât de enervant! Trebuie să facem curățenie. Sunt cam ocupat aici. Fiu, am amețit. Oh, nu, balonul meu! Trebuie să-l prind. Wow! Vino înapoi! Eu am fost de vină? Ups! O să ne amuzăm mai târziu despre asta. Trebuie să plec. Pe curând, fraiero. Nu merge conform planului. Oprește-te. Fă curat aici. Stai, uite, un triunghi. Mi-a venit o idee. O să pun zahăr într-o oală și o să-l încălzesc. Vreau să se caramelizeze. Asta e culoarea perfectă. Acum o să pun bicarbonat de sodiu. După ce e gata, amestecul o să-l torn pe o foaie de copt. Apoi o să-l aplatizez cu o oală. O să folosesc o formă de fursecuri ca să fac un cerc. Și o să pun un triunghi în centru. E un fursec dalgona. Ce e ăsta? Scoate triunghiul fără să-l rupi și o să primește astea. Eșuează și o să primește ardeiul ăsta. Poftim? Și e pe timp. Start! Vorbești serios? Cât de greu poate fi? Concentrează-te! Ha! E simplu! Credeam că e o provocare! Uite! Am reușit! Primesc bezelele! Te-ai descurcat bine! Balonul meu! Nu știam că avem dintre astea! Hei! Cine ar lăsa cutia așa? Se pare că vinovatul a lăsat și destule firmituri. Sau mai bine zis, urme. Descoper eu cine e responsabil pentru mizeria asta. Nu s-au terminat încă? Lizzie? Cu ce ești îmbrăcată? Cerealele! Ups, trebuie să pun asta deoparte. Te cam murdărești când mănânci cereale, nu-i așa? Și mi-e un pic cam sete. E timpul pentru ceva sărat. Vrei să-mi spui ce faci aici? Mersi! Eu doar duc o viață de leneș. Privește și învață! Ce bine! Am ajuns în ultima zi de dietă. Dispar de aici, Țelină. E timpul pentru ceva mai aromat. O să fie delicios. Ia să vedem. O să torn toate astea peste tăiței. Am nevoie de niște peperoni. Ce bun e! Și de crempuri. Acum tăiței, ce mult îmi place. Ce naiba face? Am nevoie de niște dovezi. O să fac o poză de aproape. Hei, oprește-te! Vai de mine, îmi pare foarte rău. Uite ce mi-ai făcut la telefon. Poftim, ia niște șervețele. Mă simt prost. Hei, stai puțin, evident, stilul 3D. Am o idee. Ok, am o husă de telefon simplă și stilul 3D. O să încep să desenez pe ea cu galben. O să fac linii ondulate peste tot. Nu trebuie să am prea multă grijă. Trebuie doar să umplu tot spațiul. O să termin ultimul colț și gata. O să adaug niște detalii care o să o facă să arate mai bine. Vai de mine, ce drăguță e! Pare comestibilă! Voila! Ce crezi? Nu e drăguță? Pentru că ție ți-am făcut-o. Wow, mulțumesc! Ce mult îmi place! Hei, vrei niște tăiței? Nu știi ce pierzi. Să fii disponibilă la telefon e riscant.
mai ales când ai o gustare delicioasă în mână. Sună Eva? Alo? Ok, spune-mi ce s-a întâmplat. Sfatul dat de tine e grozav, dar uite care-i prețul pe care îl vei plăti. Ah! Cât am stat la telefon? S-a zis cu gustarea răcoritoare. Tristețe maximă. Sau? Am noroc! Fără pai, capacul devine altceva. Un suport pentru înghețată. Adio înghețată topită pe degetele astea. Ar trebui să o mănânci totuși. Așa, da. Mai am de decupat doar câteva forme. Oh, atenție, domnul Mustăți sare peste tot. Stai cu minte, scumpa mea, domnul Mustăți n-are ce căuta aici. Mama! Of, nu pot să fiu supărată pe tine mult timp. Poftim, ia ursuleții ăștia cu mați. Ce bine, îmi plac mult. Ah, au explodat. L-au lovit pe domnul Mustăți. Și plantea aia. Scumpa mea, încerc să gătesc ceva. Câțiva ursuleți cu mați au aterizat în forma de biscuiți. Cred că mi-a venit o idee. O să așez în tava tapetată cu hârtie de copt câțiva ursuleți cu mați. Apoi o să pun peste ei câteva forme de biscuiți. Așa, la cuptor cu voi. N-ar trebui să se topească greu. Ok, cred că e suficient. O să le înfig niște bețe de figărui. Gata, am făcut acadele de casă. Hei, nu mai roade cutia aia. Gustă mai bine o acadea. Wow, vreau o stea. Acadele gumate. Poftim, mai ia una. Of, ce grele sunt cumpărăturile astea. Am ajuns în sfârșit. Acum trebuie să le depozitez. Am golit punga asta. O să le aduc și pe restul. Da, cumpărături. Oare unde sunt gustările? Da, suc și chipsuri. Ok, tura următoare. Ăsta încape aici și astea acolo. Frigiderul ăsta mi se pare cam gol. A plecat iar! O să mai caut niște gustări. Oh, de data asta e ceva mai bun. Ciocolată? Ce deliciu! Îmi place mult ciocolata. Gata, n-ar strica ceva bun care compensă. Ce? Unde a dispărut toată mâncarea? Oh, nu cred! Hoții de mâncare n-au ce căuta în casa mea. Ce bine! A plecat iar! Mai vreau ceva bun! Eram sigură! De ce furi mâncarea din frigider? La naiba! A scăpat! Dar i-a căzut brățara asta de cauciuc. Știu cum pot să rezolv problema asta. O să lipesc cârligul ăsta de plastic pe laterală. Și alt cârlig pe ușă. Brățara cauciucată o să se întindă între cârlige și o să țină frigiderul închis. Problemă rezolvată! Ce bine! Dulciuri! Of! Hei! Nu pot deschide ușa! Nu mai ajung la gustări! Nu-i corect deloc! Wow! Nu pot imagina o așa viață! Ce hotărâți erau oamenii pe vremuri! Bună, mama! Am niște slime nou! Sentite! O să le întind și mai mult! Și miroase bine! A, bine! Ce faci? Nu! Slime-ul nu e comestibil! Nu-l poți mânca! Ah, sucul meu cu semințe de chia! Cred că mi-a venit o idee! Ok, am un bol și o mână de semințe de chia. Apoi o să adaug niște apă deasupra. Așa, cred că ajunge. O să pui și un pic de colorant alimentar albastru. Acum o să le amestec bine pe toate. Perfect! Începe să capete formă și gata! Am făcut slime homemade! Scumpa mea, m-am întors! Și ți-am adus un slime nou! Wow! Are 3 culori! Îmi place albastrul! Oh, ce moale e! O să-l mușc! E bun! Mă bucur! E și comestibil! Bun, spor la joacă cât eu îmi citesc cartea!